Căci noi suntem români, noi suntem români, sau cum zice fiul meu, care e bilingv, noi suntem romani, noi suntem romani, la mulți ani în România asta urmează, să ne urăm pe 1 decembrie, în câteva zile. Nu durează mult, dar suntem în weekend prelungit, nu vă deranjez. Alo, bună dimineața, suntem la cafeaua de după. Astăzi ne vedem de 2 ori, știți că am făcut anunțul pe Facebook. Ne vedem acum la 10 când servim cafeluța, ni-ni-ni, no-no-no, și de seară ne vedem pe Zoom. V-ați luat bilete, mulțumesc frumos, scop caritabil, refacem ce putem la Clinica Stanca din Cluj-Napoca. Și eu bag un spectacol de un ceas pe Zoom. Vlad, avem net? Dacă nu ne luptă, nu vă deranjez, știu că urmează city break-ul de 1 decembrie, zile libere, ca să putem digera nou guvern, nu contează. Faceți bagaje, eu sunt așa de surdină, dar nici nu vă uitați la mine, mă știți, sunt același băiat frumos, de unde, care vă face zilele mai plăcute, mai ales diminețile de vineri. Deci vă faceți bagaje, nicio problemă, 1 decembrie urmează aniversarea celor 103 ani de la Unire. Apropo, miercuri, da, miercuri la final de City Break seara, avem un podcast special. Nu vă spun cu cine, dar e om extraordinar și personalitate. Oricum, voi sunteți în zonă, ne descurcăm, suntem aici. Nu vă deranjez. Asta mi-am propus, ce vă puneți în bagaj. Nimic! Nimic, haine, puține, merge la City Break, mâncare românească, tradițională, autentică. Am văzut la Coflan, mă, așa să mi ajute Dumnezeu la Coflan, sub brandul Țara Mea, ruladă de pui România. Păi nu așa arată țara noastră, ca o ruladă de pui, unde o pui, acolo stă. Tot brandul ăsta, țara noastră, țara românească, are ciolan fără os. De ce? Că pe os se bat toți politicienii. Și mai este un produs de la brandul ăsta, Țara Mea, țara cu drapel, din Coflan, mă, zice așa, brânză de Sibiu maturată 12 luni. Noi avem președinte din Sibiu măturat peste câteva luni. Da, astea sunt brandurile. Da, numai. Că de asta zic, o doamnă s-a grăbit să plece în străinătate și a luat bagaj prea mare la cală și a trebuit să plătească diferența. Zice, stați că fac eu rost de bani. Și ce a făcut? A spart o cutie în care lumea dona bani pentru copiii amărâți. Că în România totul se rezolvă dintr-un pumn și dintr-o palmă, plasmă. Mulțumesc pentru cafea. Bună cafea, Cătălin Halic din Arad, te salut. Și cafea din America, de la Adi Brăneanu. Adi Brăneanu îmi lasă și un mesaj pe buymeacoffee.com/nicubende. Zice, Nicule, îți dau niște cafele, dar te aștept la New York, pe Broadway, să faci un stand-up românesc pentru americani. Să nu mai zică lumea că nu mă pregătesc, da? Am luat cartea lui Seinfeld, Jerry Seinfeld, îl știți voi din serial. Anul trecut, ca tot miliardarul, ca să iasă din criză, ce-a făcut? Și-a publicat o carte cu 40 de dolari, foarte bună, cu toate glumele lui, alea bune, scrise aici. Tibi Gavriș, prietenul meu din America, mi-a adus-o în vara asta. Is this anything? Deci, Adi Brăneanu, mă pregătesc, deși eu să vorbesc engleză cu accent rusesc, you know? Înțeleg. Îs glume bune. Dog, it's like pocket. În fine, nu, no, n-am înțeles că... Eu citesc cu Google Translate, nu, no, dar și ăla l-am fake. Da, Adi Brăneanu, ajungem acolo, ce să facem? Da. De ce weekendul ăsta prelungit? Ca să digerăm nou guvern. Bă, în sfârșit avem guvern, Doamne fi lăudat. Că i-a chemat Iohannis la consultări. Nu știu după ce câțu așa s-a enervat că s-a dus la cafea în loc să fie la consultări. Kelemen Hunor nu mai a avut răbdare și a zis că cât poate el să mai stea cu pantalonul în vine. Cât? Până în vine mie și băgăm cârtoșul la cura, cula, curac, în fine. Avem guvern, e ok, am avut guvern de dreapta, guvern de stânga, acum avem guvern de stânga împrejur. Cine-i premierul? Ciucă. Să mă apuce de măciucă. Pensionar de la 47 de ani. Ok, tot respectul pentru ce a făcut el degeaba pe fronturile, pe teatrele operaționale, da, avem premier, să fie sănătos. Problema e alta. Lidia Buble a fost prinsă la volan și în loc să dea declarații și nu știu ce, o suna pe unul să vadă ce face. Să vadă cum se descurcă. Și de aici
chestia aia. Polițiștii au luat mita, eu am mers mai departe și a ieșit hitul. Noi simțim la fel, gândim la fel. Apropo de pensionari, Ilie Năstase nervos că nașul lui Ciprian Marica l-a scos dintr-o afacere. Marica i-a zis să-și aleagă, bă, vrei să-ți fut nevasta sau să-ți iau afacerea? Vedeți, astea sunt problemele la ordinea zilei. Probleme, Snoop Dogg, you know Snoop Dogg. Își lansează nou album, unde? În Bogata de Mureș. Cred că știți imaginile cu camionul ăla din Bogata de Mureș, cu eu, toate gâștile s-au dus. Bogata de Mureș, sat unguresc, toate eu, boss omega 508, cine e ăsta? Snoop Doggy Dog, eu, cine e un fel de deac Bill Dula, eu, Zambo Jimmy, rest in peace forever, you know, ah. Snoop Dogg, o fumat toate rațele, au mai rămas gâștile. Asta, că n-are la ce televiziune să se adreseze, că acum Ana Maria Prodan a zis, am luat două licențe de televiziuni, Realitatea Sportivă și Realitatea Stars. Ce spurcată e femeia asta. Deci la Realitatea Sportivă să-și bată pula de fostul sos de Regecamp și la Realitatea Stars să-și bată același organ feminino-masculin, după cum ai nevoie, de viitoarea iubită a lui Regecamp. Vedeți câtă putere, câtă forță, câtă nio, nu știu ce. Tătătăt, bineînțeles. Asta fac la final, nu mă mai provoca. Cătălin Halic, Adi de la America, venim și cu glumele acolo. Puterea televiziunii, a murit Petrică Stoia Mățu, Dumnezeu să-l ierte, am evitat subiectul, a murit. Vedeți, când moare un artist, un actor, știi, în primele ore ce apare la televizor, ce apare pe mediu online, da? A murit o valoare națională, vom fi mai săraci. Și după 3 ore, cineva rupe tăcerea. Nu o să-ți vină să crezi ce s-a găsit în casa artistului. Mai trece un pic. Ăla săracul mort, da? Și vorbește lumea. Vorbesc ulii care stau pe stârv. Vorbesc. Nu o să-ți vină să crezi. Cui o să rămână milionul de euro adunați? Apare Carmen Hara care zice o profeție. Dacă nu murea, poate mai trăia. Extraordinar. Ce a apărut la crucea artistului? Altul rupe tăcerea. Deci toți rup tăcerea, dar de fapt tuturora li se rupe. O mai murit și Benone Simulescu, fiertat, n-am mai urmărit subiectul. Dar e păcat așa. Cât suntem în viață, nu dați doi bani pe noi, dar după ce murim, săriți pe noi, așa-i? Am încheiat citatul din mai mulți artiști clasici în viață. Nu vă stric weekendul, prelungiți sănătate în City Break, la mulți ani România, de seară, de la 7 pe Zoom ne vedem, da? În scop caritabil. Distracție plăcută, tot ce vă doriți. Mulțumesc pentru cafea, Adi de la America. Tibi Gavri și Loda Cafea au dat o carte. De-aia am eu nevoie de cafea, să pot citi cărți. V-am pupat. Hai România! Pentru tine, mă!